ce poți să mai spui când ești înconjurat de atâta talent și bună dispoziție? Și multă tinerețe, pentru că cei care vin aici pe scenă au vârste între 6 și 17 ani. Da, însă emoția nu are vârstă, să știi. Și apropo de trăiri, înainte de a urca pe scenă, eu zic să vedem ce mai fac concurenții noștri acolo în camera talentelor. Bun găsit din nou, Maia! Bună din nou! Sunt aici alături de toți, au venit de pe scenă, s-au simțit foarte bine, dar haideți oricum să aflăm și părerile lor. Bun, Alex! Bună seara! Ai fost primul concurent, cum a fost? Palpitant rău de tot, adică am avut cele mai mari emoții. Zici că te-ai descurcat? Da. Mi-a plăcut, ai cântat cu sensibilitate, a fost foarte ok. Alexandra, tu ai ales o piesă în italiană. Ce te-a făcut să alegi această piesă? Îți place italiana? Da, îmi place italiana și tatăl meu este italian și a vrut să-i cânt și lui o piesă la suflet, să-i fie ca să fie o piesă care să-i placă, una în limba italiană, pentru că este limba lui maternă. Iar Giulio, cum ți s-a părut? Cred că într-adevăr au fost puțin indulgenți, foarte puțin, dar așa trebuie să fie. Nu, trebuie să spunem adevărul decât să dăm speranțe false, mai degrabă spunem drept ce avem de spus. Așa e, sunt de acord cu tine. Oricum, mie mi s-a părut că au fost încântați și îți urez mult succes. Alexandru, avem aici alt Alexandru, dar mai mic. Bate Cuba, ai fost tare. Așa cum ai zis și tu în prezentare, pe scenă chiar te transformi într-un adevărat artist. Cum a fost? Ai avut emoții? Ți-a părut ok aici la noi? Da, n-am avut deloc emoții, a fost super. Ești obișnuit? Cu scena, cu publicul? Da, normal, cum să nu. E foarte bine atunci, uite, e un lucru foarte important să fii obișnuit, să n-ai emoții, să te simți acolo în largul tău. Luca, ia vină tu aici lângă mine. Luca, domn președinte, că știu că tu vrei să te faci președinte, nu? Da. De ce vrei să te faci președinte? Crezi că ești așa un lider bun? Eu sper că da. De aceea îți place mai mult muzica, nu? Da, logic. După cum vezi, ăștia amicii sunt foarte simpatici. Eu mă simt așa aici cea mai mare. Nu, de fapt nu sunt cea mai mare. Uite, l-avem pe Alex mai mare. Tot e bine aici. Mulțumim, Maia! Și